Femeia în vârstă de 36 de ani locuiește în comuna Țeaga împreună cu soțul ei și încă un copil. Familia știa că este gravidă, dar nu s-a gândit niciodată că nu vrea să păstreze copilul. A născut singură acasă, s-a băgat copilul într-o pungă de plastic și l-a ascuns în șură. Și-a fost poliția acolo și l-a căutat? Da. Și unde l-a spus? Unde l-a pus? Acolo, în bucătărie. Și voi ați știut că e acolo copilul? Nu. Credea că nimeni nu va afla ce a făcut, dar după naștere, din cauza sângerării abundente, a fost nevoită să meargă la medic. S-a prezentat la CPU, la Spitalul Municipal de Jolăuză, care avea încă placenta pe loc. A fost preluată de către secția de ginecologie, s-a făcut extracția de placentă, a fost chiuretată, actualmente este pe terapie intensivă sub tratament pentru că acea placentă s-a suprainfectat. Copilașul nu a venit împreună cu tânăra, am sesizat organele de poliție, am înțeles că a fost identificat și copilașul, care din păcate era decedat. Într-adevăr, polițiștii au mers acasă la femeie, unde au găsit nou-născutul mort într-o pungă de plastic ascuns în șura din gospodărie. Trupul copilului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru a stabili dacă s-a născut mort, așa cum zice femeia, sau decesul a survenit după naștere. Abia după aceea, polițiștii vor stabili încadrarea juridică a faptei.